Nu mai este niciun secret de când loturile olimpice de junior și senior de lupte greco-romane și-au stabilit cartierul general la Câmpul Lung, România a devenit o forță în Europa. Antrenorul anului 2018 în greco-romane, Anton Arghira, continuă să uimească pe bătrânul continent. Luptătorii tricolori care se pregătesc în orașul de la Poalele Mateiașului, sub atenta supraveghere a tânărului tehnician Mușelean, fac furor pe saltelele de întrecere. După titlurile continentale cucerite anul trecut de Mihai Mihuț, atât la senior cât și la Under 23, România se află foarte aproape de a mai cuceri cel puțin o medalie de aur, dacă nu chiar două, la europenele de la Novi Sad, care se află în plină desfășurare în aceste zile în Serbia. Mihai Tița, la categoria 55 de kg și Lennart Berei, la categoria 130 de kg, au avut o evoluție excelentă la campionatele europene din chiar prima zi a competiției continentale și s-au calificat în finala mare, urmând ca în această seară să lupte pentru medaliile de aur. Astăzi au mai intrat în concurs Răzvan Arnăut la categoria 60 de kg și Alexandru Solomon la categoria 67 de kg. Amândoi au trecut fără probleme în turul secund, după ce au dispus de portughezii Marins și respectiv Pedro Miguel de Matos. Din păcate însă mușceleanul Vlad Maria a pierdut orice șansă de a se mai lupta pentru medalia de bronz, după ce a pierdut clar 0-8 în fața azerului Nasir Hasanov în recalificări.